Mai mult decât o simplă băutură, în orice colț de lume ai merge, cafeaua este un stil de viață. De-a lungul timpului s-au ridicat o mulțime de întrebări cu privire la efectele cafelei asupra organismului uman. Oamenii de știință au încercat să afle cum influențează consumul de cafea stilul de viață. Diminețile sunt mai savuroase, întâlnirile cu prietenii au parcă alta aromă și întreaga viață se pune pe modul energic după fiecare cană de cafea savurată. Fie că bei o cană de cafea arabica sau o cană de cafea cu arome alături de plăcerea de a o savura, vei avea parte și de beneficiile ei. Cu siguranță, la fel ca și mulți alți oameni, te-ai întrebat cel puțin odată dacă cafeaua este sănătoasă. Te-ai gândit vreodată că nu doar fructele și legumele îți pot asigura sursa necesară de antioxidanți? În momentul în care dai start la procesul de preparare al cafelei, apa clocotită care merge prin cafeaua măcinată încorporează compușii chimice a acesteia. Astfel, cafeaua ta magică, pe lângă gustul savuros, conține și o mulțime de antioxidanți care protejează corpul împotriva stresului oxidativ, așa cum reiese din acest studiu. Practic, corpul tău își creează o protecție împotriva procesului de îmbătrânire sau a altor afecțiuni precum cancer sau chiar boli de inimă. Fiecare cană de cafea pe care o savurezi conține un puternic complex antioxidant. În fiecare zi, corpul tău este atacat de așa-numiții radicali liberi care pot dăuna proteinelor sau ADN-ului. Ei bine, acești antioxidanți dezarmează toți radicalii liberi care ne pun în pericol sănătatea. Noi oamenii consumăm în medie 2-3 grame de antioxidanți care provin în mare parte din ceaiuri, cafea sau fructe de pădure. Cafeaua este un dar al naturii de care trebuie să ne bucurăm din plin. Substanța activă din cafea, cofeina, conține peste 1000 de compuși activi, printre care și potasiu și acid folic. Acidul folic este esențial globulelor roșii care sunt parte din sângele tău. Consumul moderat de cafea este definit prin 2-5 căni de cafea pe zi. Aceasta diferă de la persoană la persoană, însă majoritatea studiilor realizate arată o legătură directă între cafea, îmbunătățirea sănătății și vitalității organismului. Relatează laboratorul naturii.ro.